Va începe curând acest meci derby din Liga 1 pe Digi Sport 3. De la 19 a început Inter Genoa, meci din prima rundă a Serie A, de la ora 20 pe Digi Sport 2. Este un derby madrilen între Atletico și Rayo Vallecano. A început partida de la Giurgiu, Astra Așadar contra Petrolului. Ultimele două meciuri dintre cele două echipe s-au încheiat la egalitate. Senat. Al Senat reușește să păstreze baronul, șutează Al Senat, șut deviat și senzațional lung. Scoatere sub transversală. Formidabil această intervenție a lui Silviu Lung, seamănă cu ceea ce am văzut la Haifa, la execuția unuia dintre mijlocașii de la Maccabi. Aici a fost și mai greu pentru Silviu Lung, pentru că balonul a fost deviat. Este corner pentru Petrolul, formație care forțează deschiderea scorului. Priso avansează camerunezul spre poarta adversă. Priso într-o poziție bună, continuă Priso. Să vedem decizia lui Ovidiu Hațegan, dacă este penalti sau nu. Este lovitura de la 11 metri pentru Petrolul după intervenția lui Ben Youssef. Stă în minutul 14. Stă în minutul 14 și la cât de tare protestează Ben Youssef, care vede acum și un cartonaș galben, s-ar putea să fie vorba de o fază controversată, despre o fază discutabilă, și așa stau lucrurile. Întinde piciorul Ben Youssef, însă căderea lui Jongo Priso este spectaculoasă. A simțit piciorul adversarului Jongo Priso și imediat a căzut. Este o fază care va fi analizată și la Digi Sport special. Hamza față în față cu Silviu Lung. Hamza! Și este 1-0. Gol pentru Petrolul din minutul 15. 1-0 pentru formația lui Cosmin Contra. Younes Hamza înscrie pentru a patra oară în acest campionat. Este unul dintre candidații la titlul de golgheter în actualul sezon al Ligii 1. Hamza nu și-a luat un elan impresionant, a stat aproape de minge înainte de execuție și a trimis perfect în stânga lui Silviu Lung. Cu picioarele pe pământ după eșecul din țara gailor, primește acum Hamza. Hamza este blocat în momentul șutului, este o pasă pentru Grozav și gol! 2-0 pentru Petrolul. Gicu Grozav înscrie în minutul 19. Omul care a înscris în actualul sezon de 6 ori în Europa League și care se află, atenție, la primul gol în actualul campionat. Grozav duce scorul la 2-0 după o acțiune superbă a ploieștenilor. Au legat excelent pasele oamenii lui Cosmin Contra. Aici Hamza este blocat de la ban, totuși reușește să-i paseze lui Grozav. Șut năpraznic al internaționalului român. Lung n-a putut să blocheze această minge. E dorit, cel puțin asta spun zvonurile de Schalke și Bologna. Iată o formație din Bundesliga, cealaltă din Serie A. Grozav ar putea părăsi pe Petrolul până pe 31 august. A Tembo, să vedem centrarea lui Tembo pentru Cristescu. Prinde Pesania la un pas să-și învingă fostul coechipier Marian Cristescu. Cu siguranță își dorește foarte, foarte tare să înscrie în acest meci Marian Cristescu. Nu a fost un fotbalist folosit foarte des de Cosmin Contra în perioada în care cei doi au colaborat la Ploiești. Către Bucari, din nou Mățel, centrare pentru Tembo! Ce reluare a încercat Tembo, internaționalul din Zambia. Putea fi un super gol. Poziția se vede foarte bine pe această reluare, a fost una regulamentară. I-a venit mingea prea în spate, altfel am fi văzut un gol de senzație marcat de Tembo. După schimbările pe care le-a făcut Daniel Isăilă, Fatai se întoarce foarte bine, pasă pentru Tembo. N-a fost offside, va da. Se ridică acum Fanionul. Poziția lui Fayo Tembo. Și n-a fost offside, e o eroare făcută de asistentul Mircea Orbuleț. Aici a fost un faul făcut de Geraldo asupra lui Kehin de Fatai. Bucari, Tembo, din nou Bucari, centrează în brațele lui Pesania. Un gol marcat de Astra, ar aprinde
foarte mult acest joc. E ceea ce caută în aceste momente formația lui Daniel Isăil. Am văzut și felul în care a început Astra această parte secundă. Degajează pe Sania, era căutat Abel Camara. Abel Camara, o pasă acum pentru Tembo. Vine din spate la învăluire Junior Moraiș, pentru el este mingea. Junior Moraiș, să vedem decizia. Este lăsat jocul să continue, apoi vine șutul lui Tembo și va fi... Nu este corner, probabil că a fost poziție de offside aici la Tembo. Interesant duelul dintre Junior Morai și al Senat. Aici nu e offside, jocul a fost lăsat să continue la pasa lui Marian Cristescu pentru Tembo. Foarte interesant duelul dintre Junior Morai și al Senat. Întinde piciorul al Senat. Junior Moraiș cade, e adevărat, nu a cerut lovitură de la 11 metri. Fatai aflat într-un duel cu Benga, rezistă Fatai, continuă nigerianul și este gol! Gol! După o acțiune personală superbă a lui Kehin de Fatai, 1-2 și meciul este relansat de vârful nigerian din acest minut 64. Kehin de Fatai, iată ce înseamnă insistența unui vârf și cât de mult contează și viteza lui Kehin de Fatai. A reușit să îi facă pe Benga și Ghirme să se încurce reciproc la această fază. Kehin de Fatai, s-ar putea să-l fie și un mic fault acolo. Și iată mingea șutată de Fatai a fost deviată de Geraldo înainte să ajungă în poartă. Da, mingea datorită, dacă e să privim din punctul de vedere al celor de la Astra, datorită devierii lui Geraldo a ajuns în poartă. Pablo pentru șutul lui Mustivar, lung respinge. Mustivar a profitat de faptul că nimeni nu l-a atacat acolo decisiv, nimeni n-a apărut în fața sa pentru a-l bloca, a avut timp să-și pregătească execuția. În urmă cu două sezoane, Petrol a fost într-o situație dificilă. Mățel pasă pentru Enache, trimite Enache bine pentru Mățel. Mățel centrează! Formidabil al Senat! Al Senat a scos balonul din fața porții. Jean Sony al Senat, nu este prima intervenție bună din această repriză secundă a fundașului dreapta din Haiti. Încă o dată Mățel. Centrarea acum a lui Tembo. Bucarii întoarce balonul pentru Marian Cristescu. Cristescu trimite către Tembo. N-a fost offside. Tembo! Cred că vorbim de ratarea meciului. Pasa lui Cristescu a fost una foarte bună. Vedem pe această reluare Tembo se afla pe linie cu Jean Sony al Senat. Dacă mai devreme al Senat a reușit un lucru formidabil, aici a greșit. L-a scos din offside pe Tembo. Acesta a șutat din prima, dar n-a găsit spațiul porții. Este cea mai importantă ocazie de egalare pentru Astra. Mingea grozav, trimite bine pentru Hoban. Din nou grozav în fața golului. Grozav, Ferebori Dore. Una dintre ratările acestui campionat. Va fi corner pentru oaspeți. Ferebori Dore n-a găsit spațiul porții dintr-o poziție ideal, aș spune. Oare ce a încercat să facă acolo vârful Petrolului? A vrut să preia mingea, oare? Greu de priceput. Oricum, a ratat execuția și a ratat șansa de a pune practic capăt acestei confruntări. Indicația de la margine și Pesania salvează echipa. Formidabil! Am crezut că am văzut ratarea meciului la execuția lui Ferebori Dore, acum însă urmează o altă mare, mare ocazie irosită de Kehin de Fatai. Balonul ajunge la Ferebori Dore și este final de partidă la Giurgiu. Astra Petrolul 1-2.